Eu am văzut un interviu pe care l-a dat și la Digi, că în momentul în care mă documentez, trebuie să văd tot. Și băieții ăștia doi, Pândaru și Negruțiu, care sunt ziariști. Da. Au multe păcate, dar sunt ziariști. Da. De în sensul cel mai bun al cuvântului, da? Au venit în presă, a scris să fac și televiziune și așa mai departe. Au întrebat-o, doamnă, dar dumneavoastră cu câmpul lung, dar sunteți pe primul loc la europarlamentare. Păi ce faceți după ce... Primărie sau da. Bruxelles? Și ea nu răspundea la întrebare. Vedem atunci. Ce să vezi atunci? Tanti, alo? Zic. Doamna ai avion de la câmpul lung la Bruxelles? Nu, că Bruxelles. Nu se poate și una și alta. Nu se poate ce avion să aibă. Nu poți să fii și primar și europarlamentar. Și ea spunea, păi nu, că deocamdată eu sunt aici, așa aia, când e? Peste 8 luni. Schimba subiectul. Au întrebat încă o dată. Dar ce faceți? Că v-ați angajat, ați vorbit? Adică aici mi se pare mai grav decât orice chestiune legată de LGBT și așa mai departe. Altceva mi se pare grav. Ascultă-mă o secundă. Că de fapt, măi, tu vii și contează. Spui, vorbești în fiecare zi, pui câte o postare, că era favorita presei când nu făcea nimic. Da, astăzi, din gură. Astăzi am desfăcut lacătul, am pus lacătul la casa de oaspeți. Ce mă interesează pe mine? Da. Eu am aici niște probleme. Nu-mi dau PSD-ul astăzi și PNL-ul bani să fac nu știu ce. Astăzi am fost amenințată cu moartea pe zăpadă, deci s-a șternuse zăpada pe mașină și a scris unul să moară mama dacă nu știu ce așa și... Băi, ești primar. Unu, doi. Aceia ziariști o întreabă, dar la președinție cum e? A, nu știu, o să văd că pe mine mă plac foarte tare. Păi măi, doamna Lasconi, sau doamna Lasconi fără măi, păi nu erai cu primăria, nu erai cu locul întâi la europarlamentare, acum ai ieșit la prezidențiale. Adică, până să spună copilul despre ea ceva, fata care era a Paris la trei, e altă treabă, nu putem discuta. M-a întrebat cineva aseară la... Nu vii și spui, tu îți candidezi la toate funcțiile. Obsesia cu... și domnul Ponta, la ce candidați la anul? La nimic. Cum la nimic? Nu știu, zic, poate pro-România împreună am cu văzut, ei. Să... La... Dar la RTV, primărie, am văzut 100% nu candidez la primărie. De ce? Că nu mă pricep, că ar trebui să fie cineva care se pricepe. Bravo ție. Ce bravo mie! Mama, astăzi, Ponta, abjectule, nenorocitule, banditule, care ce ești, jocuri bandit? Ticăloase faci la primărie. Adică, de ce că am zis că nu vreau că nu să candidez? Și că nu te pricepi, da. Și că aș vrea să fie cineva care se pricepe. Nicu Șordan, de exemplu. Nu, tocmai după părerea mea, nici Nicu Șordan nu-i bun. Și eu nu o să-l votez cu riscul că se supără maestru Cristoiu. Eu zic că Nicu Șordan, păi de mâine l-am... Eu zic da, că Nicu Șordan îți dai e seama, poate, și mă gândeam, zic, dacă spuneam că o să candidez... Ponta, ticălosule, abjectule, criminalule, ce ai făcut, de ce vrei să... Dacă spun o chestie pe care chiar o gândesc. Ticălosul, așa, și mă doare în coț, mă facă ticălos și abject, da, și de-aia nu mai pot eu. Eu nu acum... mă fac primar, că nu cred că-s bun deci de primar. Deci asta este cu doamna Lasconi? Așa cum doamna Lasconi, care e bună și de primar, și de europarlamentar, și sigur, și asta cu europarlamentarii. Nu m-am făcut europarlamentar, că am zis, dom'le, nu e locul meu acolo, cred că aici pot să fiu. Dar sigur că prima întrebare la europarlamentari e, auzi și în afară de mâini, cu ce mai vorbești? Și cu expresia facia, cu body language-ul. Tu cunoscând câteva limbi străine, puteai să te duci. Sigur, era o aroganță bine, din partea mea. Poți să vorbești în limba română, dar e vorba de și relațiile personale. În afară de portarul de la hotel, mai cunoști pe cineva din șefii ăștia Europei? Păi tu cunoști la care că ai fost să... prim-ministru, că ai fost și așa mai păi departe. Păi bun, dar atunci cum păi e? De ce ce te recomandă? Să te pună pe listă. Și talentul. Să te pună pe listă, nu cu locul dosie. Hai să dăm o știre. Niciun caz, deci, potolește-te, nu mai băga strâmbe. Bagă declarația, acolo spune că întrebat de Marius Tucă. Marius Tucă nu m-a întrebat și nu-i răspund. Dacă va fi, dacă ar dori să candideze la europarlamentare din partea PSD, Victor Ponta a răspuns cu subînțeles, că alții nu știu limba străină și orice ar candida. Nu, am fost, am avut. Și a dorit să fie, notează acolo, pe primul loc, auzi, pe listă în locul lui Tudose. Hai, gata. Să-ți citesc din Divertis, care a spus așa. Ce a zis Divertis? Proștii nu râd, proștii se supără. Așa. Noi vorbim cu oameni deștepți acum, de-aia vin la tine la emisiune. Deci te rog frumos, hai să vorbim pentru oamenii deștepți. Da. Nu zic că nu mă pricep. Păi sau care, nu. Dar nu vreau să mă duc la Parlamentul European, nu e visul vieții mele și am avut mandatul, l-am dat al cuiva. Dar pentru simplu fapt că îndrăznesc să spun, domne, nu sunt bun de primar, că nu mă pricep la primărie. Așa. Primăria înseamnă altceva.
Oricum mă înjură, și ce dacă mă înjură? Să fie sănătoși. De-aia vin la tine ca să spun și uite, mă mai cheamă și la RTV să spun ce gândesc. Ți-am zis și să nu te mai duci. De ce? Mai e o chestiune pe care vreau să zic apropo de copii și în momentul în care bagi copiii în politică și în felul în care a fost prelută. Bun, aici nu vreau să mă pronunț. Păi eu mă pronunț, că de-aia eu sunt liber și tu ești consilier de ăsta onorific. Da. Eu cred, e un sfat din partea mea pentru copiii de politicieni. O chestiune de felul ăsta, așa cum a avut acest copil, da? Care nu mai e copil, are 31 de ani, îl discuți cu părintele tău, cu părinții tăi. Nu faci public o chestiune de asta, oricât de mai ales că ea nu a atacat-o în mod direct pe fata ei sau pe altcineva. E o chestiune de familie, e o chestiune pe care o ții în familie. Rufele se spală în familie. Întotdeauna, și politica, atunci... m-a întrebat multă cine? Lume, normal, așa. Apropo. Întotdeauna prețul cel mai mare pentru cei care fac politică îl plătesc cei din jur. Nu îl plătește efectiv politicianul. E adevărat, asta rămâne acolo. Inclusiv ăla care ajunge la închisoare, inclusiv ăla care e înjurat, nu știu ce. De fapt, ăla nu e... Prețul nedrept îl plătesc cei din jur. Păi din familia ta au fost chemați toți la DNA, da, nu? Și ăsta este unul dintre motive pentru care lumea întreabă, dar de ce nu candidezi, domne, la anul la prezidențiale? Pentru că eu nu vreau să mai candidez într-o țară în care familia în 2014, da, îmi este luată de portocală, un cheșelu și așa mai departe și nu se întâmplă nimic după. Bun, hai să te întreb ceva. Dacă mă luau pe mine... Păi te-au luat și pe tine. Bun, m-au luat și pe mine. Bun. Dar aia intră în regula de a face politică. În schimb, uite, știi ce îmi place la americani? Ce anume? Dom'le, la anchetează pe Trump câte are, 100 de dosare, nu știu ce. Dom'le, nu s-a dus nimeni să se ia de... Ivanka, sau de fiul, nu știu care, sau de ginere, păi, sau... Iată-mă, de Ivanka, domne, n-ai chesti... cum. Ivanka e nu fi... supra... Nu, nu fără de... supra politicii, ce? Nu, nu e adevărat, a fost consilier. A avut atunci o să se ia și de dânsa. Nu. Atâta bun. Timp cât nu te iei de familii, cum spun, politica ți-o faci. În România, din păcate, foarte mulți oameni politici au fost atacați la copii, la cum spui tu, pentru familie. Că nu, pentru că e, ai fost e de un gen cu, de barbarie. Pentru că ai fost de acord cu numirea lui Chioveși. Da, mă rog. Etena, poftim? Acum parcă păi ești, sistemul era creat. Să zic parcă ești fata aia care are obsesii cu mine și orice există se întâmplă în lume. Există o fată care are obsesii cu da, tine? Da, domne, și cred cu tremul și războiul care... din Gaza l-am început bun. Eu. Hai să, nu știu la ce întâlnă. Uite, te întreb ceva și răspundem sincer. Uite-te în ochii mei. Nu mă sincer ți-am răspuns. Cred bun, în Dumnezeu, rog, da. Crezi în Dumnezeu? Nu. Da, a doua întrebare. Cu LGBT ai răspuns, e clar. Mâine ți-ai o grămadă de jurături, da. De-aia te-am și chemat. Victor, nașul tău este Maior, da? Liviu Maior. George. George Maior, scuze. Liviu sigur, Maior, stai că se nu știu dacă trăiește, sigur, era un politician sigur. Remarcabil. În primul rând aminte... un intelectual extraordinar, da, Liviu da, da. Maior. Și politician și intelectual, da? Cum îl cheamă pe ăsta, George, da? Ăsta, nu vorbește. Da, e ambasador. Pe acesta? Da. Păi în sensul acesta îți folosim. Ce dorești? Ambasador. Vreau să te întreb direct. Avem momentul o relație care, foarte bună. În momentul, tocmai de-aia. În momentul în care au început să-ți facă dosare, da? Da. El ce ți-a spus? O să scriu în cartea mea de memorie. Poți să spui și aici, adică... În... Păi nu pot să spun înainte, trebuie să scriu, să-mi amintesc tocmai perfect să dai un hint, momentul. Adică spui așa, adică... Da. Au fost niște momente foarte rele pentru toți cei din jurul meu. Dar, mai spun o dată. Păi nu, aici e important. Nu vezi că nu s-a întâmplat nimic? Stai o secundă, Victor. Stai deci acolo înseamnă așa. Că o se va întâmpla. Eu nu te-am întrebat întâmplător și nu vreau să te da, prind da, cu nu ceva. Nu mi-a făcut George Maior dosarele. Asta, stai o secundă. Tu mai de-aia te-am întrebat. Nu. Că acolo era Chioveși, era Coldea și era capul de tutti capi, cel care nu se spune numele, care la un moment dat nici s-a mai ocupat, că s-a ocupat ăștia care au făcut și lui Fratiso, și lui Fiesa, și lui Gineriso și tuturor. Da, totuși l-a întrebat... că doamna Chioveși a făcut foarte bine făcut din foarte moment bine. Ce a fost promovată la nivel european. Zic, a făcut foarte bine și e foarte și, bine. Dacă și nu va fi și candidat la prezidențiale. Dacă nu mă înșel, Ludovic Orban, pe care îl consideru măscărici, oricum ar fi, mi se pare că a candidat la prezidenția PNL când l-a dat câțul jos, spunând, cea mai mare realizare a mea ca prim-ministru a fost că a ajuns doamna Chioveși la Bruxelles. Dacă vrei să vorbim și mă despre gândeam, Orban... Și mă gândeam, poate te umflă mă de acasă să vezi ce... Da, uite, aici, da. Aici o altă chestie. Fii atent, a spus și Orban... Ipocrizia și Ludovic, lingușala și lașitatea... Nu scăpa de întrebare când românească. Ludovic Orban a spus o chestie, a avut o postare care mi se pare... E prima dată când pot să aș putea spune că sunt de acord cu el. Și da. Spunea... Da.
Ai citit-o? Nu. Nu a zis așa. Dar pot să a zis fiu așa, de acord. Domnule, și eu m-am dus să votez pentru să votez la referendum pentru familie, nu știu ce, bravo, să votez, da? Și el spune: "Păi fraților, Elena Lasconi, trebuie să luăm și partea cumva acestei doamne, s-a dus pentru că așa a crezut de cuvință." Absolut. Nu judeci un om pentru chestia asta. Absolut. În partid, că voi sunteți sau nu? Și îți mai spun ceva. Ce zic? Păi care este politica USR dacă omul cel mai important pentru tine la europarlamentare, primul pe listă, întrebam retoric, și candidat la prezidențială, că ea spunea că nu și cocheta cu ideea, ei cochetau, dacă tu peste noapte, pentru că a făcut o declarație la o emisiune, o scos de pe listă. Hai să-ți explic ce pare o mărșăvie. Poți să-ți spun? Nu, da, e o mărșăvie. De ce e o mărșăvie? Da. Păi electoratul USR așa sunt niște oameni de bună credință, cu o gândire progresist, internaționalist, așa, da? Așa. Și cineva a zis, băi, cum îi păcălim noi pe oamenii ăștia de bună credință? Studenți, intelectuali, oameni din orașe mari, din București, din Cluj, bă, le băgăm niște ipocriți, da, niște mincinoși, niște indivizi care nu cred absolut deloc, dar le spun că ei cred în poveștile alea. Și Nicușor Dan a fost cu familia, cu tot, cum adică? În primul rând trebuie să spunem că partidul USR a fost făcut de niște securiști în frunte cu Coldea. Cum adică? Și că a fost plin de securiști. Păi îți dau lista, uite, ia să chemăm pe Marius Oprea să mai spun, cum adică ce? Problema este dacă la un moment dat oamenii spun... Plin de securiști, șefa de la USR București, colaboratoare. Măi, toți erau, deci eram pânzită. Hai să ne întoarcem. N-are nicio legătură cu ideologia acestui partid. Deci, Lasconi putea să rămână, iartă-mă, Lasconi putea să rămână foarte bine pe locul întâi la europarlamentare și candidat la prezidențial. Pentru că n-au omorât pe nimeni. Păi da, dar nu reprezintă... conducerea. Păi Barna nu e căsătorit. Useriști. Barna, președintele pe Drulă, nu e căsătorit cu o femeie, n-au copil. Ei, electoratul pe care îl reprezintă nu este de acord cu ideea că să-și asume. Păi și asumă. Să-și asume și nu să-și asume și pe Lasconi, că era favorita ălura din USR. Nu înțeleg ce vrei. Toți aia din USR o aplaudau pe Lasconi și era cel mai bun candidat și în momentul în care a fost puse pe listă, păi de ce să nu mai fie? Că așa au decis ei. Ce vrei? Păi n-a decis Drulă. N-au decis ei. Să se întrunească Consiliul Național, domnule, să fie democrație. Bun, nu mi-ai răspuns la chestia. Ce vrei, sincer. Din că să rămână candidat în continuare la Sconi. Dar ce le spui tu cine-i pe primul loc la USR? Eu spun părerea mea de ziarist. Părerea mea este că n-are ce căuta la USR. Păi a ajuns primar... Că se adresează, a ajuns primar pentru că PNL și PSD nu au avut candidați buni acolo, de-aia. Păi și pe locul întâi la europarlamentare de ce a ajuns? Că s-au gândit ei că o să le aducă voturi.